Procurorii de Icotia și împreună cu polițiști din cadrul Brigăzii pentru combaterea crimei organizate au efectuat mai multe percheziții în municipiul Iași. Vizita a fost și casa lui Morel Bolea, aflată la câțiva kilometri de Iași. De aici au fost ridicate documente, iar suspecții au fost duși la audieri. Vecinii spun că în ultimii ani au văzut doar fete tinere în acea curte. Aveți ceva de spus despre Că nu știu despre ce e vorba. Păi spun că trafic de minori și reacolare de persoane. Așa că încercăm să... E adevărat? Păi ce s-a făcut prima dumneavoastră de modeling? Nu a fost niciodată firma de modeling. Vă rugăm că... Au fost vreo... Fetele care stau de obicei, locuiesc aici tot timpul. Fetele de cât timp locuiesc? E că s-au mutat. Păi și când s-au mutat? Au vreo 6-7 ani de zile. Și câte fete sunt? În jur de 4-5. Am trăit în verișoare între ele. Are o firmă de fotomodeli. Le vedeți afară? Lucrează? Muncesc? Da, nu. Fac servici. Dar unde lucrează fetele astea? Au o firmă de fotomodeli. Mai mult decât atât, unele dintre ele ar fi fost surprinse de vecini în lacrimi cu telefonul în mână. Care prin curte făceau treabă... Deci ați auzit dumneavoastră că plângea în curte? Am văzut-o eu că plângea, este, i-a rămas aici în față. I-a rămas în față și cu telefonul în mână și plângea. I-am dat bună ziua și... Vorbea cu cineva la telefon și plângea, ați auzit da. Ce zicea? Nu, nu, că plângea și se uita acolo. Uh-huh. I-am răspundea. Era una micuță, e slăbuță, dar toate slabe aici. Sunt fotomodele de la... Sunt, agenție. Da, sunt. Este un bărbat aici care cu fete, sunt fete tinere aici, sunt. Bă, că fac treabă, care duc, care vin. Și locuiesc aici o dar locuiesc, nu mai știu numărul aici. Sunt fete multe. Deci sunt minori, după cum se vede aici și fac treabă, sunt și minori. Cam câți ani așa ar avea fetele? Sunt, deosebit cu fata mea, 14, 15 ani, 18 ani, depinde de, na, după cum se vede. Oamenii legii susțin că în perioada 2000-2016 mai multe persoane vătămate minore ar fi fost recrutate prin intermediul unei organizații neguvernamentale și a unei agenții de modeling înființate în Iași. Victimele erau ulterior exploatate sexual prin manipulare și abuz emoțional. Momentan au fost identificate 5 persoane vătămate, informează poliția, care au beneficiat de consiliere psihologică, precum și de toate drepturile și măsurile de protecție prevăzute de codul de procedură penală. De precizat este faptul că până în prezent au fost identificate 5 persoane vătămate. Acțiunea a beneficiat de sprijinul unei organizații neguvernamentale care este specializată în prevenirea și combaterea traficului de minori. Victimele acuză fapte precum abuz sexual și psihologic, acte de tortură, manipulare la sediul comun al fundațiilor Casta Morelli, o agenție de modă pentru tineret, organizație pentru implicarea tinerilor în proiecte civice. De-a lungul timpului, ONG-ul sub care funcționa agenția de modele a avut mai multe colaborări cu primăria Iași. De ani de zile de când au apărut primele semnale în mass media cu privire la unele situații care nu sunt în regulă, nu am mai avut niciun parteneriat cu acest ONG, nici nu am mai depus alte proiecte pentru finanțare, prin urmare, de 2 ani de zile nu știm cu ce s-a ocupat ONG-ul de care faceți vorbire. Dar, repet, nu primarul a dispus semnarea unui parteneriat. Fiecare proiect depus de către organizațiile neguvernamentale sunt analizate în Consiliul Local și până ajung în Consiliul Local există o comisie care analizează și oferă un punctaj pe fiecare proiect în parte. Tinerele membre trebuiau să renunțe la familie, prieteni și să se dedice lui Morel Bolea, cel care coordona cele două firme.